Începem festivalul de arte la Câmpina și Brevu. Baza este Câmpina. Mulțumim din suflet autorităților locale care ne-au sprijinit foarte mult. Mulțumim Casei de Cultură, unde ne aflăm aici. În decursul prologului, stagiunii prologului festivalului, am susținut aici un număr de 8 recitaluri și întotdeauna am avut sprijinul Casei de Cultură, pentru care suntem foarte recunoscători. Mulțumim Consiliului Local și Primăriei Breaza. Mulțumim Comisiei de Cultură a Consiliului Local pentru sprijinul pe care ni l-a acordat de-a lungul timpului și pentru că a văzut alături de toți ceilalți din Câmpina cu ochii minții visul pe care îl avem despre acest festival de arte. Artiștii să poată comunica între ei și să colaboreze mai mult decât să comunice, astfel încât să scoată niște produse culturale comune și în felul acesta să poată atragă un public mai numeros. Astfel încât, până la urmă, cultura să se răspândească și în rândul tinerilor și pentru ceilalți, iar cu timpul să ajungem să fim mândri de dezvoltarea noastră economică și de civilizația pe care o reprezentăm. Pentru că baza culturii, baza civilizației și a dezvoltării economice o reprezintă într-adevăr cultura. Pe domnul Marian Dulă, președintele Societății Filarmonice din Câmpina, celălalt partener al nostru, rog, dacă dorește să vină pe scenă și domnul Florin Frățilă, domnul Dorca, adică Dorca, nu ne lăsați să rog. Pe doamna Iona Bumbăcea, consilierul Ținării. Să știți că sunt oameni deosebit de inimoși care, într-adevăr, cum spuneam, au înțeles unde vrem noi să ajungem cu Festivalul de Arte. O rog pe doamna director al Clubului Copiilor să vină și ea pe scenă. Un alt partener de-a noastră, am văzut că avem mulți parteneri, ceea ce arată că suntem susținuți măcar moral. Îl invit pe scenă pe domnul Costin Dumitru, care reprezintă, să spunem, parohia Sfântul Anton de Padova. Pentru noi am arătat și pe Facebook, pentru noi parohia a fost deosebit de importantă, pentru că s-au străduit părintele Claudiu Cojan, s-a străduit și nu s-a dat bătut să aducă inclusiv orgă, iar noi oferim cursuri de orgă prin domnul profesor Adrian Suciu, care vine din Austria, de la Salzburg, și care este un expert în acest domeniu. Deci veți avea ocazia de asemenea să participați la un recital de orgă care va inaugura, să spunem, sub acest aspect, orga adusă de părintele Claudiu Cojan. Vă rog să mă mai așteptați. Acum ar fi cazul să invităm pe scenă. Deci aceștia sunt organizatorii, co-organizatorii, partenerii. Mai avem liceul Nicolae Grigoreț, pe care i-am mulțumit de asemenea foarte mult și care este acum în BAC. Nu cred că a venit cineva. Nu. Bun. La liceul Nicolae Grigorescu vom ține și o mare parte din cursuri, dar nu mai acolo.
aici, la Casa de Cultură, vor fi cursurile de pian și alte cursuri, deci avem două piane cu coadă aici și în sala de sus. La Biserica Sfântul Anton de Padova, de asemenea, avem un pian cu coadă, va fi susținut cursul de pian al doamnei Corina Ibănescu până pe 8 iulie, după aceea va fi cursul de canto clasic acolo. Și mai avem la Clubul Copiilor posibilitatea să ținem cursuri și pianiștii, de asemenea, să studieze în timpul cât nu au cursuri și nu găsesc alt pian liber. Înainte să invit profesorii pe scenă, este cineva dintre dumneavoastră care dorește să spună un cuvânt de bun venit și de bună deschidere, de bună lansare a acestor cursuri? Mulțumesc foarte mult pentru invitație, stimată doamnă. Din partea administrației publice locale, vă mulțumesc că ați acceptat să veniți astăzi aici. Ce să vă spun? Un festival care se anunță a fi minunat. Suntem bucuroși că suntem gazdele acestui gen de festival. Este ediția întâi. Să sperăm că pe parcurs, în anii viitori, vom face în așa fel încât să vină cât mai multă lume. Să transformăm acest festival într-un lucru din ce în ce mai frumos. Felicitări încă o dată și să dea Domnul să fie bine. E normal să fii copleșit de emoții în astfel de momente. Mulțumesc, colega. Domnul Mihai Cosma este un distins reprezentant al colegilor, profesori. Vedeți, deja a început festivalul. Este un distins reprezentant al colegilor profesori. O parte dintre ei urmează să ajungă în această după-amiază, sunt pe drum. Sunt câțiva care urmează să vină poimâine, sunt prinși și în alte activități și o altă mică parte din weekend. Oricum, în această seară, din partea de reprezentativitate a profesorilor implicați în cursurile de maestrie, veți avea parte, în această după-amiază, de o demonstrație de arta jazzului, făcută de un bun profesor și, aș spune, chiar un maestru, Florentin Răducanu, care își propune să vină fața dumneavoastră cu un atelier de creație, cu o dezbatere, cu exemplificări muzicale. Gândiți-vă că el poate fi numit în această perioadă, în ultimii 30 de ani, alături de Mircea Tiberian și pornind de la Johnny Răducanu, un continuator și un deschizător de drumuri în același timp. A restructurat întreaga programă de jazz pentru învățământul preuniversitar, predă în mediul universitar. Este invitat să concerteze pe scene filarmonice de mare prestigiu din lume și colaborează cu case de discuri foarte serioase. Veniți și îl veți vedea, colegul meu, domnul Mihai Cosma, atrage colegial atenția că îl avem aici pe domnul profesor Mihai Bisericanu, vă rog să veniți. Înainte de a-i ruga și pe colegii mei să vă spună câteva cuvinte de suflet, vreau să amintesc și implicarea și prezența în acest moment spirituală. Din păcate nu este, pentru că este implicată în derularea acestui examen important de maturitate, examenul de bacalaureat, a doamnei profesor dr. Diana Spânu Dănilă, director artistic al festivalului. Vreau să mulțumesc doamnei Anca Poștea pentru tot ceea ce a făcut și mai ales pentru ceea ce a încercat să facă, pentru că din aceste încercări se nasc idei noi și de multe ori nu contează că n-a ieșit ceva anume, că pot ieși multe alte lucruri mai bune în viitor. De asemenea, vreau să vă mulțumesc și să vă felicit că ați ales să ne petrecem timpul în tărâm artistic, muzică, teatru, pictură, creație literară, în următoarele 10 zile, dumneavoastră, cursanții, cei pentru care ne-am străduit să fim, și ne vom strădui să fim cât mai performanți, dumneavoastră, părinților, familiilor, care îi susțineți pe tinerii mici sau mai mari artiști,
și nu în ultimul rând, profesorilor îndrumători, cei care zi de zi desăvârșesc modul în care copiii dumneavoastră, elevii noștri, vin pe scenă, se pregătesc pentru scenă. Aș vrea să mai subliniez un caracter de unicitate a acestui festival. Dascării, cei care susțin cursurile de maestrie, vor veni în fața publicului, fie că e vorba de muzică, de muzicologie, de creație literară, de teatru, de arte plastice, vor veni în fața dumneavoastră, avându-i ca invitați pe cursanți. Să știți că în lumea largă nu se întâmplă în multe locuri acest tip de activitate didactică și artistică. Este lăudabil, este ideea doamnei Poștea, este susținută de colegii mei și sunt convins că vor fi niște serate și întâlniri muzicale și artistice frumoase care vor deveni apoi amintirile dumneavoastră. Sper să fim la înălțimea așteptărilor, nu vreau să vă mai rețin ca și dumneavoastră, vreau să ne apucăm cât mai repede de treabă. Mulțumim celor din Câmpina pentru implicare și o să-i rog pe cei doi colegi să vă spună și câteva cuvinte. Mulțumesc! Întâi artactul, vă rog! Mulțumesc, Mihai! O să înceapă Mihai. Mă bucur că sunt în primul rând aici, dar cel mai mult mă bucur că există un început. Acest festival care sper încet, încet să se deschidă, să capete cât mai mulți doritori, participanți. Am colegi în teatru, colegi care s-au născut aici în Câmpina și sunt colegi actori foarte, foarte buni. Din păcate, anul acesta, la această primă ediție, partea de teatru este doar așa, într-un spațiu virtual. Au fost mulți care s-au interesat, nu au reușit să coincidă cu perioada, probabil au fost luați pe nepregătite, nu știm exact, vom căuta să rezolvăm posibilele probleme pentru edițiile următoare, care sper să fie cât mai îndelungate ca număr, cât mai bine organizate din toate punctele de vedere, astfel încât să se poată într-adevăr reuni toate artele, mai ales în momentul acesta în care majoritatea spectacolelor capătă dimensiuni interculturale, în care muzica alături de mișcare, alături de pantomimă, dans, cânt și toate, și de ce nu, vers sau replici pur și simplu, toate acestea vin să bucure cu adevărat sufletul celor care simt nevoia să participe la aceste vibrații oferite de cei care se urcă aici, pe această scenă. Mulțumim pentru toate eforturile depuse până acum. Sperăm la o participare cât mai zdravănă pe viitor. Știam eu de ce v-a scris să vorbească pe domnul Bisei, că m-a spus absolut tot ce trebuie. A spus cu foarte de... Într-adevăr, cred că a punctat niște lucruri și de suflet și de conținut. Ar fi greu să mai adaug ceva. Îmi vine în minte o singură idee. S-a vorbit puțin mai devreme aici despre reprezentativitate sau lipsă de reprezentativitate. Aș face un comentariu pe linia asta. Pe de o parte, reprezentativitatea vine din faptul că orașul dumneavoastră are o societate filarmonică. Puține orașe din România au așa ceva. Și cum eu predau istoria muzicii românești, mi-aduc aminte că începuturile vieții muzicale în țara noastră, imediat după încheierea perioadei fanariote, deci vorbim de anii 1820-30, s-au datorat înființării de societăți filarmonice. Prima formă de a face cultură liberă, nu în palatele nobiliare, cum se întâmpla în alte țări, a fost prin intermediul societății filarmonice din București, societății filarmonice din Brașov, din Sibiu. Deci așa a început să existe muzica împreună cu teatrul în România. Și faptul că la Câmpina există o societate filarmonică astăzi, înseamnă foarte mult și din punct de vedere istoric și sunt convins că și
în ceea ce privește pașii care vor urma pe viitor. Pe de altă parte, reprezentativitatea mai vine din interiorul structurii participanților. Nu contează ce scrie pe buletin, că e din Constanța, că e din Suceava sau că e din Timișoara. Contează talentul. Pentru că acești copii, dacă vor avea talent și vor fi ajutați aici de domnii profesori să-și șlefuiască acest talent, veți vedea că vor ajunge nu numai la Suceava și la Constanța, dar vor ajunge să reprezinte România pe toate meridiane. Sunt absolut convins de asta. Deci ei vor pleca de aici, își vor șlefui ceea ce le-a dăruit natura și Dumnezeu și profesorii și veți vedea ce reprezentativitate vor avea peste un an, peste doi, peste cinci, peste zece. Este cea mai importantă investiție care se poate face ca aceasta în resursa umană, cum se spune acum. Noi spunem, mai elegant spunem, în talent, în tineri, în copii, pentru că ei sunt viitorul nostru, inclusiv din punct de vedere cultural. Cam asta cred că doream să mai adaug. Vă felicit pentru inițiativă și vă doresc succes în ediția asta și în ediția de mai urmă.